Continuăm previziunile pentru ziua de vineri. Balanță. Vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Luați bani atât de la servici cât și din alta afacere. Aveți ocazia să faceți o investiție rentabilă pe termen lung. Vă sfătuim să vă menajați sănătatea. Surmenajul a fost deja instalat. Scorpion. Aveți încredere în forțele proprii și dați dovadă de spirit de aventură. Vă sfătuim să nu riscați prea mult. Este o zi favorabilă comunicărilor și în interes de familie din care puteți să veniți cu mari satisfacții. Săgetător. Dimineața primiți un cadou de la o persoană dragă. Aveți capacitate de comunicare deosebită și colaborați excelent cu cei din jur. Spre seară este posibil ca un grup de prieteni să vă invite la o petrecere. Ar fi bine să vă feriți de excese. Capricorn. Dispuneți de multă energie fizică și intelectuală, ceea ce vă încurajează să începeți noi activități și să faceți planuri de viitor, în special legate de casă. Prietenii și rudele vă ajută să terminați o lucrare complexă. Vă sfătuim să fiți mai detașat. Vărsător. Este momentul să porniți o afacere plănuită mai de mult. Vă avantajează capacitatea de a lua decizii corecte. Sunteți foarte comunicativ și puteți să vă faceți noi prieteni fără prea mult efort. Pești. Dimineața vă hotărâți să vă schimbați programul stabilit pentru azi. S-ar putea să organizați o petrecere împreună cu câțiva prieteni. Puteți să vă ocupați de probleme financiare, dar vă recomandăm să evitați orice fel de speculații. Acestea sunt previziunile astrale pentru vineri. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!